Salut, Fecioare! Voi face citirea pentru săptămâna 21 august, 27 august, o săptămână cu soarele făcând Inglisul în Fecioară, Mercur retrograd în Fecioară. Soarele în opoziție, tot din Fecioară, cu Saturn, formând un careu un T cu luna, veți primi mai multe explicații la horoscop. Acum să vedem ce spune tarotul. O regină de cupe. Este o femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac. O femeie care își arată sensibilitatea, emoțiile, poate fi pentru voi o relație, o persoană care va aduce un blocaj, o persoană care vă influențează cumva. Deci vă gândiți la o influență din partea acestei femei, fecioarele. O femeie pentru care contează foarte mult familia, relația cu părinții și trecutul, preocupată de antichități, de strămoși, deci aceasta ar fi, să zicem, la baza pachetului. Poate fi și o relație pentru fecioare, pentru un bărbat. Voi primiți bani, 10 de monede, bani care îi primiți pentru munca voastră făcută împreună cu familia. Acești bani vă dau o stare de bine, puteți face mici investiții, nu reprezintă o sumă mare de bani, deci nu este cum este asul de monede, dar totuși reprezintă niște bani pe care îi primiți și, așa cum am spus, sunt pentru munca voastră, alături de familia voastră. În schimb, ceea ce va reprezenta pe voi fericirea, fie că este vorba de o iubire, fie că este vorba de relații, de creativitate, de distracție, hobby-uri. Aveți aici o veste care nu vă dă o stare prea liniștită, deci vă creează un blocaj, fiindcă asta reprezintă 8-ul de spade, un blocaj mental. Această femeie, de observație, este legată la ochi, deci ea oricând, dacă s-ar dezlega, ar vedea că nu este încercuită de aceste spade. Poate să iasă oricând din această încercuire. Este mai mult o încercuire imaginară. Deci am putea spune că dacă vă eliberați mintea de acest blocaj, puteți oricând să găsiți soluții. În schimb, în cunoaștere, călătorii, s-ar putea să fiți tentați chiar să călătoriți sau să aveți o relație cu un bărbat foarte tânăr, cu ascendent zodie în pești, care călătorește, dar și cheltuie foarte mulți bani. Îi place atmosfera plăcută, agreabilă, nu ține niciodată cont de cât cheltuie pentru a fi aș atinge o plăcere, pentru el nu contează. Îi pare un fel de curtezan, am spune mai bine. Resursele, locul de muncă și am zice menirea voastră. La resurse, s-ar părea că
Voi sunteți nemulțumiți de ceva. Ați făcut multe eforturi și totuși nu primiți răsplata pe care o doriți. Sau am putea spune că ați acumulat niște bunuri prin munca voastră și nu sunt recunoscute. Adică munca voastră nu vă este recunoscută de alte persoane. Cam aici ar trebui să vă gândiți. Priviți spre viitor și vă gândiți chiar să lăsați în urmă trecutul. În schimb, la locul de muncă, v-ați fixat un scop, dar este un blocaj pe acest scop pe care vi l-ați fixat voi. Poate fi vorba și de sănătate. Și la fel aveți un blocaj. Este un 5 de cupe care arată o situație destul de dificilă. Deci sunteți nemulțumiți de această situație, de la locul de muncă, dar și de la poate și o problemă de sănătate. Nu numai locul de muncă. În schimb, menirea voastră este să vă descurcați să faceți rost de bani. Poate faceți rost de la un bărbat în vârstă, care este cu ascendent zodie în taur, un bărbat care se descurcă foarte bine cu banii și poate să vă ajute și pe voi cu acești cu banii, deci să nu aveți probleme. Cam acesta este regele de monede sau poate să reprezinte un ajutor pecuniar, să fie o situație în care menirea voastră este să faceți rost de niște bani și poate să reprezinte și un ajutor pecuniar, un împrumut. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră s-ar părea că aveți o comunicare cu o regină de bâte. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu. Semnele sunt pentru leu. Deci o femeie energică, hotărâtă, consideră că luptă pentru dreptate, pentru adevăr. Deci este o femeie gata să vă protejeze dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, s-ar putea să fie o rivală. O regină de bâte. Poate fi o soră, o verișoară sau o vecină cu care aveți această relație. În schimb, contractele sunt supuse unei verificări, poate să fie un rege de spade. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător, deci este un bărbat sever, un bărbat mental care aplică principii, legi. Niciodată nu puteți să veniți în fața lui cu sentimente, să sperați să-i arătați sentimentele voastre, să vă înțeleagă. Nu. Totul este la lege, la principii, la decizii foarte corecte. Regele de bâte, din nou un leu, dar de data asta un bărbat cu ascendent zodie în leu, un bărbat care arată interes să vă ajute, dar are și el anumite interese legate de persoana voastră. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest leu, în primul rând, se ajută pe el și, pe urmă, se ocupă și de voi, încearcă să vă ajute și pe voi. Familia, căminul, schimbarea, transformarea și sacrificiul. Observați că nu aveți decât o singură arcană majoră pe schimbare, transformare, renaștere. Trebuie să fiți foarte atenți. Vorbim de familie, de cămin, de relația cu un părinte, de obicei cu un tată, de trecut. Aici aveți șaptele de bâte. Pare să fie un blocaj, dar este un blocaj care oricând puteți să-l depășiți, acest șapte de bâte. Deci vă arată posibilitatea voastră. Sunteți deasupra acestor blocaje și puteți oricând să le depășiți.
Și luna, așa cum am atenționat, este schimbarea voastră, dar este o schimbare care vă duce pe un drum. Pe un drum obligatoriu să treceți printre cele două turnuri, dar și printre cele două animale, un câine și un lup, și racul nepăsător. Deci am putea spune că veți avea persoane nepăsătoare pe acest drum, dar și persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, vă bârfesc, vă întind. Deci este un drum foarte dificil, unde dacă totul depinde numai de voi, este bine să nu-l începeți. Dacă trebuie neapărat să parcurgeți acest drum, este o situație foarte dificilă în care este bine să acționați, deci să observați și să acționați. Să nu rămâneți, eu știu, la genul ei, lasă. Trebuie să acționați în consecință. Adică, dacă cineva vă bârfește, trebuie să-l puneți la punct, trebuie să aveți o atitudine foarte exigentă. Și pajul de spade. Pajul de spade este un sacrificiu pe care l-aveți de făcut. Este vorba de o femeie, o femeie destul de intrigantă, o femeie care aduce vorba de colo-colo, poate să vă aducă o inspecție, să vă aducă niște controare, să vă facă niște probleme. Este o femeie care are ascendentul sau zodia sau luna plină în gemeni sau în vărsător. Trebuie să fiți foarte atenți. Este o femeie care este mai tânără decât voi. Deci este o persoană tânără, dar o persoană care poate să vă creeze foarte multe probleme prin această intrigă. Aceasta ar fi citirea pentru voi. Țineți cont că aveți o săptămână cât de cât liniștită, dar este bine ca schimbarea, transformarea, renașterea să nu începeți pe acest drum. Să evaluați foarte bine această situație în care vă implicați. Dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați și voi canalul. Nu vă costă nimic dacă dați un like, dacă vă abonați și primiți etalările foarte repede, citirile și sau transmiteți mai departe. Faceți cunoscut acest canal. Și vă mulțumesc!